De câteva zile, patinoarul din orașul Turceni a fost deschis pentru ca toți iubitorii acestui sport să se poată distra. Intrarea este liberă, astfel copiii vor avea posibilitatea să petreacă destul de mult timp pe patinoar. Am un patinoar de câțiva ani de zile, un patinoar din ăsta nu pe gheață, pe niște plăci care permit să alunece patinele. I-am dat drumul deja, copiii vin cu drag, cam fiecare an știam asta, că noi avem vreo 70 de patine pe care le dăm gratuit la copii să le folosească și sunt puține serii în care mai rămân în magazie nedate. Deci este... Și mai mulți vor veni în vacanța de iarnă, atunci, da, atunci de sărbători, de Crăciun, cu siguranță vin și adulții. Da, mai vin și cu patine de acasă. Pe 20 decembrie, la Casa de Cultură din Turceni, se va organiza spectacolul Un Crăciun pentru fiecare, în care vor fi premiați cetățenii care s-au implicat în acțiunile din oraș. Avem pe 20 decembrie o seară dedicată Crăciunului la Casa de Cultură, împreună cu liceul organizăm, unde vom și decerna niște diplome pentru cetățenii orașului Turceni, care în anul 2013 au contribuit sub o formă sau alta la binele localității sau la reprezentarea localității pe plan național, să zic așa, și aceia sunt prinși cetățenii care au făcut donații pentru sinistrații din Galați, sunt cetățenii care s-au oferit voluntar să participe la anumite activități ale localității, organizate de primărie. Chiar dacă bugetul este mic, autoritățile locale pregătesc surprize pentru locuitorii din Turceni pentru Revelion.